După ce toată săptămâna au fost vreme bună, au fost bine, căldură, ghiocei erau, atâta erau ghiocei. Pe cuvânt, s-au făcut niște ghiocei, nu știu, de la vaccin, de la ce, s-au făcut niște ghiocei, zici că-s narcise. Ghiocei frumoși, mănoși, solizi, acum frig. Așa au făcut ghiocei, așa și-au pus capul în pământ ghiocei, nu se poate. De aici și vorba aia, poziția ghiocel. Dar în fața dumneavoastră nu pot să am poziția ghiocel în fața dumneavoastră, ca un narcis așa mă desfac, ca floarea soarelui. Când intrați voi aici pe canal, bună dimineața și bine v-am găsit. Mulțumesc pentru abonare, pentru subscriere, cum sunteți. Aici în Cluj-Napoca, minus 11 grade și bate și vântul. De aia scrie calculatorul, telefonul, meteo. De aia scrie meteo, zice minus 11, dar se resimt ca minus 19. Și atunci la minus 19 se resimt ca minus 40. Siberia de 5 stele o să devină Cluj-Napoca. Nu știu și nici nu ne interesează atâta timp cât avem o cafeluță. Știți bancul ăla vechi, mică, neagră și fierbinte, stă pe YouTube dinainte. Merge cafeaua, este de la domnul Florin din Satul Mare. Îl salut pe domnul Florin din Satul Mare. Zice, aș veni, dar n-am nici loc de transport, așa că mai bine ți-o trimit pe site-ul Buy Me A Coffee. Știți voi că am cont acolo, buymeacoffee.com/nicubendea. Și mi-a trimis omul cafea, domnul Florin, îi mulțumesc, zice, în fiecare zi, după 10, soția mă cheamă și vă pune pe tapet. No, încă așa, când nu era pandemia, mai apăream eu pe câte un afiș. Mai apăream pe afiș, dar încă pe tapet n-am apărut. Speram să apar cândva pe carpetă, în loc la cerbul ăla care s-a dat, în loc la răpirea din serai, speram. Dacă nu, dar totuși să apar pe tapet, e o chestie, mai ales că puțină lume mai folosește tapet în ziua de azi. Mulțumesc, domnul Florin, și zice, vă urmărim, nevasta-i mulțumită, eu-s mulțumit, ce să facem? Sunt un fel de precupidon, că duminică vine Valentine's. Nu vă întreb unde v-ați rezervat, la ce restaurant v-ați rezervat o cină, o masă romantică, așa mă dă cu ușile, dă. E vineri 12. Vineri 12 e mai rău decât sâmbătă 13, da. Frig, se vede că și bugetul s-a contractat. Domnul Câțu, ci că e pe gata cu bugetul, e gata să-l pune în dezbatere publică și după aia să treacă la vot. E bun, e bugetul, zice, nu e un buget de austeritate, dar nici nu mulțumește pe toată lumea. Lipsesc din el vreo 80 de miliarde. Domnul Câțu, din cafelele mele primite de la fanii de pe buymeacoffee.com/nicubendea, donez și eu o cafea ca să se reîntregească bugetul. Cum Dumnezeu, mă? Tot socotesc ei acolo, n-au de unde tăia. Nu suficiente sporuri, pensii speciale, a? Nu, nu se poate nimic. Mai bine stăm așa și stăm pe minus, să va te rectifica trimestrial. Hai de capul meu, că și Comisia Europeană zice, bă, nu se face nimic în România, așa că vă trimitem noi niște experți. Niște experți în infrastructură ca să vă dezvoltați și voi rețeaua rutieră. Așa, păi vin ăștia aici, europeni. La început îi primim cu mape, cu sare, cu pixuri, cu voie bună, cu să trăiți, bine ați venit. Și apoi îi băgăm pe niște chefuri, chiolhanuri, le prezentăm pe linca tradițională, un vinuț bun. Îi ducem să vadă mănăstirile, nu-i ducem să vadă drumurile. Ce să vadă? Cele mai bune drumuri s-au făcute de romani. Știți când l-au făcut la începutul mileniului trecut, care a trecut de mult, la începutul mileniului întâi, alea făcute de romani, alea cele mai bune drumuri. Și după aia se dau și ăștia din nuie pe brazdă. Folcloriste, chestii, stau o lună în România, pe când se întorc la Bruxelles, îi întreabă ea, nu, cum, făcutuleați drumul la români? Păi au niște cărări, au niște drumuri șerpuitoare, ai... Transalpina iubirii am făcut. Nu sunt bani. Nu sunt... Totul e de la bani. Și doamna Șoșoacă, Diana Șoșoacă, acum recent exclusă. Cum, mă, cum? Mă, ăștia de la aur, bine le-o zis ea, și la Lavric, și la Tănase, sau cum îi cheamă, că nu-i știu încăpătesc. Bine le-o zis, zice, sunteți niște misogini. Păi cum să nu fie misogin la minus 11 grade să dai afară pe doamna Șoșoacă din partid? Și așa stătea tăpă străzi la meeting. Dar acum să n-aibă nicio identitate politică. Femeia străzii, cum i-a zis ziarista, doamna Șoșoacă zice, da, totul a pornit de la bani. Păi ce mi s-a cerut ca din indemnizația mea de parlamentar, de senator, să dau jumate la partid, la Partidul Aur. Deci eu nu sunt la Partidul Aur, eu sunt la Partidul Național Român. Eu fac parte din Partidul Național Român. Pe mine cei din Partidul Național Român m-au susținut ca să ies senator pe listele Aur. Vorba bancului, lucru dracului la casa nenașului.
Cafea bună. Și generalul Steraru, pe care îl salut, a contribuit cu o cafea în această ceașcă, cu ochii mulți, vedeți? Spune-n pădure cu frunza rară, unde-s copacii, unde iubirea de astă vară? De noi nu-i nimeni să se îndure, de noi copacii fără pădure. Săraca Tatiana Stepa, fie iertată. O știut ea ce o știut când o cânta piesa asta, acum azi vreo 30 de ani. Copaci fără pădure. Cam așa e și cu situația forestieră la noi și cu situația. Mulțumesc de cafele, băi, mie coffee bucos, leșnicu, bedea, cafea bună. A zis doamna Șoșor că zice, baiul de la bani. Cântecul nu, tăte-ți bune până la bani, după aia ai dușmani. I-au zis că îi lasă pe aia din aur, că-s niște misogini. Chiar Lavrica, la marele filozof, zice, a ridicat mâna împotriva mea. La care Lavrica le plica și el în presă, zice, cum să ridic mâna? Că dacă ridici mâna la Șoșoacă, te acuză de viol. Agita-i, drage, că așa îmi place. Și domnul Lavric, ultimul cuvânt al său a fost al domnului Lavric, Șoșoacă este varianta feminină a lui Vadim. Atunci cel, el, varianta feminină a lui Oana Zăvoranu, așa-i place. Da, vin imediat! Așa-i place și lui Cearta. Nici nu ori intra bine în Parlament și să și dezvină, să și ceartă. Ce se face? Vin străinii, vin de la Bruxelles să ne facă autostrăzi. Bă, mai mare rușinea pe cuvântul meu. Pe cuvântul meu, vin să ne mediteze la făcut drumul. Poate aduc și niște ceapă. Fiți atenți ce știre am prins, ci că experții spun așa, că ceapa din străinătate, ceapa verde, nu-i bună. Nu mai cumpărați ceapă verde, zice că nici din Ungaria nu e așa de bună. Zice că ceapa verde din străinătate, din export, distorsionează gustul slanei românești. Vă dați seama? În combinație cu slănina noastră bimilenară, ceapa din export, ceapă care arată bine după vorbă, după port, nu dă nimic combinația asta. Vă dați seama? Noi care zicem că lângă slănină ce merge cel mai bine? O ceapă. Așa că să luăm ceapa roșie, ceapa tradițională, ceapa pe care o mai avem pe lângă casă, să nu luăm nimic din export, că se duce naibii și gustul slanei. Mă duc și eu, că-i vineri, nu stau mult. Iubiți-vă mult, iubiți-vă pătunuri. Duminică Valentine's Day. Poate prindeți un loc la un restaurant deschis la capacitate 30%. Ce bine o să fie. Pe vremuri căutai o întâlnire romantică în restaurant, ceva discret, că nu. Poate nu mergeai cu soția, poate nu mergeai cu... Mergeai cu... Acum atâți-s cu ochii pe tine. Ai intrat, deja ești la o masă cu iubita, 4 mese goale pe lângă, că așa trebuie. Chelnerii se uită, dacă ai tușit, te anunță la DSP. Dezinfectare, demascare de... Numai Valentine's nu fie anul ăsta. Poate, poate de dragobete să fie mai bine. Vă salut, un weekend plăcut cu tot ce vă doriți. Nicu Bendea vă dorește numai bine, mulțumesc de abonare și vă aștept la comentarii.